Salutare tuturor! Astăzi testăm să vedem cât de repede se închide, cât de repede se deschide tratamentul fotocromic sau heliomat, așa cum îl știm popular, de la Zeiss. Noul tratament de la Zeiss se numește PhotoFusion, a fost lansat anul trecut. Lentilele care au acest tratament au și protecție pentru ecrane încorporată în masa materialului. Ce este super interesant este faptul că Zeiss combină tehnologia ClearView de claritate mult mai mare pe suprafața lentilei cu un tratament de protecție la ecrane Blue Guard și acest tratament PhotoFusion X, care este un tratament specific Zeiss, nu-l mai are alt producător, la fel cum se întâmplă cu tratamentele Transitions pe care Essilor le vinde altor producători. Zeiss, Hoya și Essilor au tratamente proprietare cu efect heliomat. Diferența între cele două tipuri de tratamente de la Zeiss este că unul se numește extra gri și se închide un pic mai mult, iar celălalt este gri. Acestea sunt variantele de închidere mai intensă sau închidere mai puțin intensă doar pe gri. Altfel avem închidere obișnuită, adică până în 80% pentru verde, care se numește Pioneer la Zeiss, albastru și maro. Să vedem cum arată lentilele cu efectul de închidere spre zero. Nu este spre zero pentru că o valoare reziduală tot rămâne pe suprafața lentilei, chiar dacă nu o observăm, un 80% lentilele rămân închise. Asta este varianta extra gri, asta este varianta gri. Diferențele sunt foarte, foarte mici, nesemnificative între cele două tipuri de lentile. Bun, așa se văd ele la interior. Imediat mergem să vedem cât de repede se închid la soare. La cronometru, noi am venit cu lentilele și să vedem în lumina soarelui cât de repede se închid. Chiar dacă suntem la interior, lumina soarelui e puternică aici. În partea dreaptă avem lentilele cu tratament extra gri, în partea stângă tratamentul gri. 27 de secunde. Să mai punem cadrul și pe cronometru să vedem exact. Avem un minut. Deci la un minut cam așa arată lentilele. Condițiile de închidere sunt influențate de temperatură și de intensitatea razelor UV. Temperatura mai scăzută accelerează procesul de închidere al lentilei. O temperatură mai mare, peste 25-30 de grade, încetinește acest efect. Și avem un minut jumate, cam asta trebuie să fie timpul de închidere. Și așa arată. Diferențele între cele două sunt ușor vizibile. Aici avem gri, aici avem extra gri. Și ne vom muta imediat la interior să vedem în cât timp se deschid. Varianta gri se pare că se deschide un pic mai repede decât varianta extra gri, ceea ce este și normal. În varianta Transitions de la Essilor avem două diferențieri mari. Essilor are un tratament care se închide și în spatele parbrizului, care este similar cu acest extra gri, așa că o comparație mare. Essilor, în schimb, are față de Zeiss varianta de tratament polarizată, combinată cu extractiv. Pentru extra gri, care este corespondentul lui extractiv, deschiderea este mai bună și mai bună și decât varianta polarizată. În testul nostru din alt video dura cam 8 minute până se deschidea la acest nivel varianta extractiv. Iată că ușor, ușor, după 4 minute minus 1 jumate cât a durat închiderea, deci cam 2 minute jumate, ele se deschid. Un randament foarte, foarte bun pentru PhotoFusion X. Ce mai spun clienții noștri este că lentilele de la Zeiss nu se închid atât de mult ca cele de la Essilor,
Este posibil în varianta gri, dar extra griul cred că concurează foarte bine cu Transitions. Este un tratament modern și merită achiziția acestor lentile, mai ales că costurile cu această opțiune de heliomat la size sunt mai mici per total decât la alți producători. Și după 3 minute jumate, lentile noastre se deschid decent, deci un timp foarte bun. Cam 4 minute este media la toate tratamentele, mai puțin extractiv, inclusiv Transitions, inclusiv Hoya cu Sensity. Pentru tratamente moderne e cât se poate de ok deschiderea în 4 minute. Astfel încât să avem claritate cât de cât. Acum deschiderea e cam pe la 25% și de aici mai durează în jur de poate 4 minute, 5 să le deschidem complet. Bun, acesta este testul nostru. Varianta gri, simplu, s-a deschis aproape complet. Varianta extra gri mai are încă un pic.